Ne bucurăm pentru televiziunea Digi24 Timișoara, pentru domnii de la televiziune care au venit să ne filmeze, vedeți? Dumnezeu așa lucrează, vrea să vadă cum vii la biserică. Sunt ei, acești oameni? Și cine sunt ei? Și el? Și ea? Cine este ea? Cine este el? Și cine este el? Toți sunt liderii noștri. Ei ne conduc și noi am ales. Acum avem o problemă. Toate promisiunile făcute în campania electorală au ajuns pe masa guvernului. Și guvernul a zis pas. Canci centură, canci spital. Mult, mult canci. Nicio speranță. De la bugetul de stat Timișoara nu va primi nimic pentru proiectul. Și în atmosfera asta depresivă m-am întrebat ce pot să mai faci când aleșii tăi nu sunt capabili să rezolve promisiunile. Există o singură soluție rămasă pe care n-a folosit-o încă nimeni. Final Solution. Avem atâtea biserici, atât de multe. E timpul să le punem la treabă. Numai Dumnezeu mai poate să ne rezolve problemele. Pentru că administrația canci. Spuneți-ne, care este situația cu finanțarea pentru centura Timișoarei? Din păcate, în legea bugetului nu regăsim obiective cu fișă proprie care să arate ce fonduri se alocă pentru ele în acest an, evident, în municipiul Timișoara. Așa că mi-am făcut un plan. Am decis să fac un test bisericesc și să fac o armată ecumenică. Să încercăm să cerem la Domnul ce nu poate robul. Robul lui Dumnezeu, să rog bisericile să se roage să primim ce nu ne-a dat guvernul. Punctual. Deci, oricum noi ne rugăm, ne rugăm pentru anumite lucruri care le vedem în societate. Da, e bun. Dar ar fi bine ca domnul primar să vă spună anumite lucruri cheie care ar vrea dânsul, că apreciem pe domnul primar că vrea să facă lucruri bune și vrem să ajutăm. Mai întâi fac lista cu necesarul. Vă rog, dați-mi trei mari probleme ale Timișoarei. În primul rând, traficul în Timișoara este inadmisibil de greoi, apoi tarifele la căldură și apă caldă, chiar dacă nu sunt printre cele mai mari din țară, sunt încă mari și trebuie reduse, da? Și în al treilea rând, cred că Timișoara necesită o înfrumusețare, o reabilitare a clădirilor sale istorice și crearea de noi obiective de mare atractivitate. Județul nostru este pe locul 2 în România ca număr de neoprotestanți. Locul 2. Ne depășește doar Bihorul, așa că încep cu ei. Prima încercare o fac la un centru creștin. Biserica Agape face parte dintr-un așa numit curent al bisericilor libere. Aici e un complex foarte mare, cu o sală de până la 3000 de locuri. A cântat și Paula Selling aici, de două ori. Încerc să găsesc momentul optim pentru aplicarea planului meu. Tu ești Iisus, Domn și Împărat, tu ții în mână tot ce ai creat.
intru la neoprotestanți. Prind o binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze, iubiți frați și surori. Avem o surpriză în dimineața aceasta, o surpriză plăcută. Ne bucurăm pentru televiziunea Digi24 Timișoara, pentru domnii de la televiziune care au venit să ne filmeze, vedeți? Dumnezeu așa lucrează, vrea să vadă cum vii la biserică, vrea să vadă Dumnezeu cum te raportezi la biserică. Și uitați surpriza, pe unii v-a prins stând așa indiferent, pe alții v-a prins lăudând pe Domnul. Dar biserica Agape știe să laude pe Domnul, amin? De aceea binecuvântăm această televiziune și programul care va fi făcut această televiziune să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu peste Timișoara. Amin. Să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu peste România. Amin. Și vrem, Doamne, ca numele Domnului și la televiziunile, nu numai creștine, la toate televiziunile să fie proslăvit. Amin? Amin. Aleluia! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mersi, vorbim după program. Toate ce cercetează și țara noastră, România are nevoie de pocăință, are nevoie de o schimbare a mentalității, are nevoie de oameni care ne conduc cinstiți, corecți, oameni care au caracter, oameni plini de puterea ta. După program prezint proiectul meu de rugăciune administrativă. Se poate? În fiecare zi ne rugăm aici 4 ore, în fiecare zi ne întâlnim, tineri, bătrâni, e deschis pentru oricine. Deci ne rugăm împreună 4 ore și unul dintre lucrurile pentru care ne rugăm zilnic este binecuvântarea Timișoarei. Biserica are un rol ca dumnezeiesc ca să sprijine pe cei care sunt în autoritate și să nu facem diferențe, că aici este marea problemă. Primesc și garanția că lucrurile ar funcționa. Dovadă hotărârea primarului de acum, prin care se interzice vânzarea de alcool în complexul studențesc. E exclusiv în România. Și pe acel perimetru nu vor mai fi permise activități comerciale alandala, fără nicio regulă, pe tot parcursul nopții, baruri, terase și așa mai departe, vânzări de băuturi alcoolice. Și la 2 luni după ce am început să ne rugăm pentru complexul studențesc, primarul Robu a venit și a dat un proiect de lege în care vrea să scoată tot ceea ce înseamnă alcool și lucruri de genul ăsta afară din complexul studențesc. Asta a fost un prilej de mare bucurie pentru noi, pentru că am început să ne rugăm exact pentru starea morală a complexului studențesc și știu că am venit în fiecare zi la rând și ne-am rugat ca acest proiect de lege să fie adoptat. Și am înțeles că a primit acceptul din partea celorlalți. Așadar, primarul a mers să facă ordine în complex la câteva luni după ce s-au început rugăciunile în grup cu țintă directă pentru complexul studențesc. După această demonstrație, mai aflu programul grupului de rugăciune din complexul Agape. În fiecare zi, tineretul are 2 sesiuni de rugăciune. E timpul să ne ocupăm de administrație. Toată lumea e de acord. Ne vedem la rugăciune. Mă duc la Betel să văd dacă baptiștii intră în acest proiect. Haideți, eu sunt administrator bisericii. Spuneți despre ce vreți să vorbiți cu... În legătură cu unul din pastorii noștri și atunci. Îmi este recomandat Sami Tuțac, liderul tineretului baptist de la Betel. Vreau să știu dacă sunteți ok cu rugăciunea pentru probleme specifice. Este extraordinar. Este extraordinar. Deci, din partea noastră este deschidere totală de a avea o discuție sinceră cu domnul primar în care să... sau pur și simplu să poată veni în timpul când comunitatea noastră este la slujbă aici
și să vină și să spună: oameni buni, sunteți și cetățenii acestui oraș, acestea sunt problemele cu care mă confrunt, da? Și astea sunt lucrurile care aș vrea să vă rog să vă implicați cum puteți. Rugați-vă, implicați-vă. Chiar ne gândim să invităm pe domnul primar, pe unii din consilieri, pe cei de la județ, din când în când. Super! Acum eu încerc să caut o explicație. De ce în Timiș și în Timișoara sunt așa de mulți neoprotestanți? Locul 2 pe țară? Cum se face? Care explicația? De ce nu-i Constanța pe 2? O anumită influență din vremea austriacă, poate are... Deci, oamenii sunt mai respectoși unii cu alții, sunt mai gata să asculte și opinia celuilalt. Nu e acel fanatism, nici într-o parte, nici în alta. Nu e acel fundamentalism extrem. E un echilibru. E un echilibru între etnii, e un echilibru între diversele grupuri confesionale. S-a vorbit despre spiritul Timișoarei, nu e o vorbă în vânt. Este spiritul Timișoarei. Eu umblu foarte mult. Am fost și în Cluj, e un oraș de cultură, am fost în Iași, mi-e drag Iașul, am fost în București, am fost în multe alte mari orașe, în Brașov. Fiecare are specificul lui, dar nu există spiritul care e aici. Nici măcar în Sibiu, care ar avea poate motive să fie mai... Nu există. Fac pândă la penticostali. Trebuie să apară. Pare vine cu mașină. Să vină liderul. La Elim, azi, e program. Aici lumea e puțin mai circumspectă, așa că o să trec la abordarea directă. Aștept în parcare. Vrem să știm ce, cu niște întrebări ce aveți, să-mi dați o... Explic ce vreau și cum vreau. Noi, Timișoara, super ecumenici, avem Marșul Învierii, alt eveniment super ecumenic. De ce să nu facem asta cu administrația? Să rezolvăm odată pentru totdeauna problemele. Succes! Contra succes. Tot ce primesc e o adresă de mail ca să transmit întrebările. Nici acum n-am primit răspuns. Așa a vrut domnul. Domnul pastor. Iau legătura cu mitropolia. La ora asta? Nu. Dimineață veniți și îl găsim. Și mâine dimineață veniți și purtătorul de cuvânt, Părintele Marius Flores. Veniți în jur de ora 9, Părintele Flores. De la Flori, Flores. Până la urmă iau legătura tot pe mail, dar și pe telefon. Cu domnul cu nume care vine de la Floare. Sunt refuzat pe motiv că nu se vede un avantaj pentru biserică în această abordare. Dar... Pentru că sunt cu taxa plătită la zi, iar purtătorul de cuvânt este bugetar, insist și trec din nou la abordarea fizică. Intru și salut greșit. Bună ziua! Aici se salută, Doamne ajută! Așa. Stau degeaba, așa că mă întorc la primar și caut abordarea inversă. Trebuie să-l fac cumva să lanseze el invitația ca să adun bisericile. Așa că îl întreb cum vede el implicarea bisericilor. Ce-ar fi să facem pe model american un mic dejun cu rugăciune? Un prânz, o cină, chiar și un snack. Da, un snack cu rugăciune? Chiar pot să le lansez invitația de a avea o astfel de întâlnire. Așadar, am invitația publică. Mă duc la mitropolie, poate asta e în avantajul bisericii și îmi răspund. Bine. Uitați, invitație la snack cu rugăciune. Orice cu rugăciune. Merge? De acord? Da, este o idee bună, credem noi, din start. Vedeți, aici în Timișoara, la întâlnirile pe care le avem între culte, nu participă numai bisericile, pentru că aici, pe lângă bisericile creștine, confesiunile creștine, avem și o comunitate de evrei.
Și atunci putem spune că manifestarea ar avea un caracter interreligios. Și nu atât confesional, cât, iată, plurireligios. Am impresia că e chiar purtătorul de cuvânt cu nume de la floare, la care am fost trimis inițial. Primesc ulterior confirmarea. Bine că nu m-a întrebat cine sunt. Doamne ajută! La revedere! Sănătate, mulțumim și noi și o zi bună și spor la treabă. Sper să vă descurcați. Se pare că toată lumea e de acord cu snack-ul imaginat. Să vedem. Mic dejun, prânz, snack cu rugăciune. Merge? Eu nu văd niciun fel de problemă, o să ne întrebim să discutăm. Nu am o problemă. Mic dejun, prânz, snack cu rugăciune. Ține? Mie mi se pare o idee de... Nu bună, foarte bună, pentru că nici nu cred că s-a gândit cineva până acum la chestia asta. Da. În calitate de primar poți să faci lucrul ăsta. Pentru că, mamă, trebuie să, din punctul de vedere, trebuie să ai o relație bună, foarte bună, între biserică, da? Care, de fapt, reprezintă, până la urmă, mare majoritatea cetățenilor din Timișoara, pe care și tu, în calitate de administrator, îi reprezinți, indiferent că te-a votat sau nu, îi reprezinți 4 ani de zile, și atunci nu poți să, decât împreună, poți să găsești. Bine, toată lumea e de acord. Acum mă duc la rugăciunea organizată la Agape, unde sunt invitat. Este tot de tip musical. Azi în program sunt două puncte. În partea a doua are loc rugăciunea administrativă. E un stand-up prayer. Rugăciunile sunt la modul general pentru că eu nu am dat încă nimănui setul de probleme primit de la primar. Rugăciunile au aranjament muzical, iar rugătorii trebuie să respecte un timp. Vreau să dăm un timp în care fiecare dintre noi ne rugăm individual la prea. Aș vrea să vă chem din nou la microfon în rugăciuni scurte, 10-15 secunde, în care să binecuvântăm acest oraș cu gura noastră. Și fiecare dintre noi care avem pe inimă Timișoara să înălțăm aceste rugăciuni despre ei. Haideți să ne despre ei, haideți să ne rugăm și să aducem orașul nostru înaintea lui Dumnezeu. Sunt short version-uri personale. Au loc și rugăciuni pentru agenții economici. Se fac rugăciunile pentru Consiliul Local, Consiliul Județean, etc. Vreau să stăm și să stăm împotriva ceea ce oamenii poate că rostesc ca blesteme peste acest oraș, peste primărie, peste consiliu, peste poliție, peste prefectură, peste oamenii care sunt înălțați în legătorie în acest oraș. Haideți fiecare dintre noi să începem să rostim binecuvântări peste Timișoara. Să cerem lui Dumnezeu ca El să se îndure și să sufle viață peste primar, peste consilier, peste toți oamenii care sunt înălțați în legătorie în acest oraș. Exact în timpul rugăciunii de la Agape, primarul se afla la București ca să semneze 3 proiecte europene. A avut loc un mic miracol. A semnat 5. Nici primarul nu știe cum. Cert e că vor fi biciclete în stațiile de autobuz. Un miracol, nu? Dar vreau să vă spun că da. O să o surpriză foarte plăcută, desigur. Rândul oamenilor, Doamne, mă rog, începând din cele mai de sus ale acestei națiuni. Deci rămâne valabil micul dejun prânz snack. Mă bazez pe asta ca pe ultima soluție administrativă. E cam tot ce ne-a mai rămas. Este bine să ne rugăm pe ele, dar trebuie să și acționăm, pentru că foarte multe lucruri le putem face noi înșine. La noi încă nu există civismul ăsta. Dacă în alte țări, în alte locuri, când oamenii știu că comunitatea locală are nevoie de ceva, da, încep să facă petiții, adună semnături. Una este când primarul se duce și spune: vreau să fac
bulevardul ăsta se arată așa și vine acolo cu o petiție semnată de 50.000 de oameni din Timișoara. Deci cei care sunt responsabili de a dea banii nu pot să-i ignore. Pică rugăciunile și rămâne numai micul dejun, partea cea mai gustată totdeauna momentului.